Administrația locală spune că este nevoie de medic în comună cât mai repede pentru ca oamenii să nu să se deplaseze în alte localități spre a beneficia de serviciile oferite de un medic de familie. Comuna Uncești, în căutarea unui medic de familie, și dispusă să asigure toate facilitățile necesare, un spațiu adecvat pentru un medic de familie care sper că va veni cât mai repede în Comuna Uncești. Problema mare e nu pentru cei care sunt cu posibilități. Cei cu posibilități pot să meargă și în Bârsana, și în Sighetul Marmației, chiar și în Cluj, dacă e necesar, dar sunt acei bătrâni care depind de medicamente și depind de un medic lunar și în fiecare zi să vină la dispensar, care sunt cu probleme. Necesitatea mare îi pentru cei în vârstă și cei fără posibilități de a ajunge în Sighet sau în Bârsana. Dispensarul din localitate a fost renovat recent și dispune de toate dotările pentru a fi folosit. Primarul și Consiliul Local Oncești își doresc mult prezența unui medic de familie în dispensarul comunei și îl asigură pe cel care va ocupa postul de întregul sprijin moral și de cel logistic.